Bun, deci înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă spun că voi fi prezent la SciKids, Festivalul Științei, pe 15 și 16 octombrie la Mall Promenada, alături de mulți youtuberi precum Orange Blue, Regen DMM, Denis Vural, Mariposa, Victor Muz, Cezar, Cristi și Profesorul Trăsnit. Festivalul Științei este cel mai mare festival din România, unde sunt prezentate diferite chestii de la tehnologie, la DIY, la robotică. Intrarea este liberă și mă puteți găsi pe mine și pe ceilalți youtuberi sâmbătă și duminică de la ora 12 până la ora 8 seara. Sunt youtuber și susțin știința. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, astăzi jucăm Outlast 2 demo. Nu știu de ce fac asta. Știu că o să regret. Mă rog, hai să jucăm. Bun. Welcome to Outlast 2 demo. You are Blake Langerman, a cameraman working with your wife, Lynn. The two of you are investigative journalists willing to take risk and dig deep to uncover the stories no one else will dare touch. You're following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as Jane Doe. The investigation has led you miles into the Arizona desert to a darkness so deep that no one could shed light upon it, and a corruption so profound that going mad may be the only sane thing to do. Ok, deci ca să vă explici pe românește, eu sunt un cameraman care lucrez cu soția mea, practic un fel de reporter care nu face nimicuri. E un caz despre o femeie ucisă care era gravidă în deșertul Arizona, unde e creepy as fuck. Bun, hai să jucăm. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh. Nearest? Fuck! Did you see that? We lost the engine! Fuck! Căcat! Holy shit. Au pierdut motorul. Nasol, ce pot să spun. Căutam pe Lin. Oh, merge, ne dăm la val un pic. Mi-au căzut ochelarii. Nu văd nimic. Sper că nu s-au spart, că dacă s-au spart am dat-o dracu. I-ai găsit, boss. Ăla e. Pune-i, bă! Așa. Acum văd și eu. Ia uite, camera încă e bine. Ce ai făcut, mă? Ia să vedem. Începem și noi acțiunea sau? To raise your camcorder, press right mouse button. Click dreapta. Așa. To turn on night vision, press F. To zoom, fac așa. Holy shit. Nu o să vreau să folosim foarte mult camera, că o să ne trebuiască când e întuneric. Hello? I'm lost. Nasol. Stați o secundă. Așa. Mergem la vale pe aici să vedem ce naiba putem găsi. Lin cred că e deja vai de mama ei. Am auzit ceva voci. Jesus. Uite o trotinetă, bicicletă pe aici. Ce căcat e aici? Muște. Go away. Piece of fuck. Ia vină încoa. Ce? Ce dubios e tipul ăla de dinăuntru. Bă, ce zbiară, Lin. Unde ești? Stai, space bar to hide. De ce? Uite o luminiță.
Mâncați aici gura ta. Ai o baterie. Dă bateria încoa. Mamă, nu-mi place. Haide mă, așa. Spooky stuff, nu vreau să intru aici. Apăs. Oh, fuck. Mamă. Hai să intrăm aici. Cineva? Nu e nimeni. Cel puțin așa sper să nu fie nimeni. Haide-o. Pe aici, pe aici, ușor, ușor, ușor. Mâncați așa. Cât de dubios e pe aici. Mamă, bă, nici nu se vede nimic. Ok, ok. Satan's in Michael Dale sau ceva de genul. Oh, nu. Oh, nu coborăm pe aici. Nu e bine. Nu e bine deloc. Ok, o lumină. Ok. O carte. Sânge. Mâncați așa. Uite o cruce. Și copii morți. De ce sunt copii morți aici? Ce fac eu aici? Haide, încarcă, 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 ok. Ok, ok. Nu prea-mi place căluțul ăla. Nu e nimeni, ok, ok. Pleacă, te rog. Cred că o să sară ceva de aici. Investigate the well. Ui, da. Și am intrat. Oh! Oh! The fuck? Ce naiba sunt? Left alt. Aolo, sunt într-un vent. Mâncați aici. Hai pe aici. Nu. Aș prefera să nu. Hai dreapta. Stânga. Hai în față. Aș prefera să nu mor. Dacă se poate. Ai un labirint și eu trebuie să scap de aici. Slabe șanse. Ok. Am ajuns la școală. De acolo am căzut eu. Chiar nu vreau să ajung la școală. A, ba da mă, uite, baterie. Păi ce ați făcut, mă? Și vreau să înțeleg și eu cum am ajuns din câmp, din deșert, în școală. V-ați auzit aia? S-a auzit un râs malefic. Ceva ce mai putem fura de aici? Îi dau cu telecomanda asta în cap cuiva. Aici e încuiat. Nasol. De ce sunt cruci peste tot? Ok. Căcat. O să încerc să fug în față. Hai să ne băgăm într-un dulap. Vedem dacă trece ceva. Momentan n-au nimic. E bine. Suntem safe. Pe aici? Nu, pe aici. Căcaturi. Hai să luăm asta. Am pus-o înapoi. S-a întâmplat ceva? Uite o baterie. Oh! 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 Am văzut ceva. Oh, 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 oh. Ok.
se aud zgomote. Deschide dulapurile pe toate, le deschide. Nu vreau jumpscare. A plecat. Cred. Ce? De ce se vede așa? Fuck me sideways. Pe unde trebuie să mă duc? Oh fucking hell. Holy shit. Ce jumpscare mi-am luat. Băgați-ai și... Lo! E ceva mai extrem decât Five Nights at Freddy's, trebuie să recunosc. Da, ne-a teleportat altundeva, sper. O să dau reload pentru că nu vreau să rămân fără. Ok, ok, ok. Ce dracu facem? O, lumină ciudată pe acolo. Pe aici, jammed. Pe unde? Pe aici. Running fără nu știu ce time te obosește, da. Pe unde trebuie să iau? Deci pe unde? Cred că singura opțiune e să mă întorc în clasă și să o iau pe cealaltă parte. Boca mea și piciorul. Aaaa, am intrat pe aici. Ok. Nu-mi place locul ăsta. Vreau acasă. Oh, și ce dracu? Jessica. Dulap. Ce naiba? Nu pot să mă ascund aici? Ce a fost cu copilul ăla? Cine-i cu mine în camera aici? Zi-mi, te rog, că nu-i nimeni aici cu mine. Vreo baterie, nu văd nicio baterie. Ai de capul meu. Fuck me sideways. Singura opțiune e să fug. Oh fuck. Oh fuck. Nu mă fura, te rog. Nu. Deschide dracu ușa. Da, salut, ce faci? Unde naiba sunt? De ce m-am teleportat din nou? Și ce naiba fac aici? Am ieșit din școală, sunt din nou în deșert. Mai era după mine? Un om. Un om, ok. Un om. Cred că trebuie să mă ascund pe aici prin porum, să nu mă vadă nimeni. Băieții ăștia cu lanternele srăi sau zbuni? Căcat! M-au găsit! La 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 la... A, uite mă! Gata mă, am găsit! Pe unde trebuie? Pe aici! Sunt mulți idioți de ăștia. Sper că am mers bine. Sper. No. Unde trebuie să ajung? Am alunecat undeva, jos. Pe bune, iar mi-au căzut ochelarii. Căcat! Ia uite! Stai, uai! Băga! Mi-a dat cu toporul în... De capul meu. Asta-i tot? Asta-i tot. Demo-ul s-a sfârșit prin a-mi lua un topor în coaie. Bă, sincer, mă așteptam la ceva mai mult gameplay. Înțeleg că jocul e gratuit, dar mai mergea încă 10 minute de gameplay. Bun, deci cam asta cu acest episod de Outlast 2 Demo. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, să vedem câte like-uri putem strânge la acest episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!